jumătate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Suntem pregătiți pentru Dublu sau Nimic, o nouă ediție cu 800 de euro. Marele premiu. Sorin din Arad e cu noi. Bună dimineața! Salut, Sorin! Bună dimineața! Tu ești pregătit? Da, 100%. Arad zici? Da. Bun. Am notat. Că ținem și socoteala județelor. Scoate, scoate întrebările de vestul țării acum. Da. Ce faci, Sorine? Cum ești? La muncă, la muncă. Unde muncești? A, șofer de camion. Ce singur înseamnă? A, da. Dacă erai pe internațional, mai aveai un coleg. Da. Bine, măi, Sorine. Ești parcat, ești acum, da? Vorbăreț. Da. Dacă e singur în cabină toată ziua, îți dai seama. Da. N-are, ai stație? Am, da. Sigur, mai există, se mai vorbește cu colegii cu stația cu alea? E cum? Da, bun, am înțeles. Trebuie să ai grijă. Pe stat. Da. Noi punem întrebări, da, nu. La întrebările, da, nu, chiar răspunde, da, nu. Bine, noi am pregătit aici 4 întrebări. Plecăm de la 100 de euro, poate ajungem spre 800. Tu decizi de fiecare dată. Ai 6 secunde ca să ne răspunzi corect, sper eu, da? Da, ok. Bine, hai să începem. Multă baftă! Mulțumesc! 100 de euro. Cel mai important e să n-ai emoții și să te concentrezi, Sorine, greu nu e. Da, să vedem. Uite, pentru 100 de euro în dimineața asta, să ne spui câte silabe are cuvântul piesă. 3. Ai forțat un pic. Care sunt? Cum ai despărțit? Hai, mă, că ai numărat vocalele, mă, Sorin. Da. Hai că asta n-a fost de-a. Ai încurcat silabele cu vocalele. Câți bani erau? Da. 100 de euro. 100-ică. De cum pui întrebări așa grele pentru 100 de euro? Trebuie să fie mai simplu. Hai, mă, serios. Da, da. Sorine, n-ai nimerit-o. Da, două silabe sunt în cuvântul piesă. Da. Asta a fost să fie asta nimic e data viitoare. Da, sigur. Mulțumim tare mult. Spor la treabă, drum bun. Scurt și cuprinzător astăzi. Mâine începem de la 200 de euro. Da, ne retragem repede azi. 1600 mâine. Mâine dai cu 3 silabe. Mâine cred că mă duc înspre matematică ceva. Da. Vom vedea. O să vedem, da. Mult succes mâine și înscrieri pe europafm.ro. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.